Tragedia din Turcia și din Siria din această dimineață este un eveniment absolut tragic. Gândurile noastre se îndreaptă spre victimele cutremului, spre cei care încă sunt prinși sub dărâmători și le mulțumesc salvatorilor care depun eforturi susținute în prezent. Uniunea Europeană deja a început să trimită ajutor. Suntem în curs de a mobiliza echipe de asistență din mai multe state membre. Unele sunt deja pe drum și suntem gata să contribuim la eforturile de salvare. Stimată doamnă prim-ministru, dragă Natalia, în primul și în primul rând îți urăm bun venit la Bruxelles. Ne-am întâlnit recent în Moldova, unde am avut o ședință, întrevedere deosebit de plăcută. M-am întâlnit și cu doamna președintă Sandu, cu domnul președinte al Camerei Gruso și cu alte persoane. A fost o întâlnire importantă pentru mine, pentru că noi, eu și Parlamentul, am vrut să vedem direct provocările cu care se confruntă Moldova sub conducerea extrem de competentă pe care o are în prezent. După ședința de astăzi, nu rămân decât să transmit un mesaj ferm de sprijin din partea Parlamentului pentru Moldova pe calea aderării europene. Pentru noi, Republica Moldova merită să fie parte a familiei europene. În discuția noastră am anunțat interesul pentru Consiliul de mâine cu implicații pentru procesul de aderare, pentru că procedura actuală este cea mai rapidă în direcția aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Trebuie să accelerăm integrarea în piața unică și, de asemenea, semnalez aici suspendarea tarifelor de roaming, ca pas extrem de simbolic. Parlamentul European, de asemenea, își va îndeplini obligațiile în ceea ce privește cele 145 de milioane de euro, pachet de sprijin macrofinanciar care duce sprijinul total pentru Moldova undeva la 600 de milioane de euro. Primii pași deja vor fi făcuți la plenara din Strasburg săptămâna viitoare, pentru că știm că aceste resurse sunt imperios necesare în prezent. De asemenea, doresc să mulțumesc Moldovei pentru poziția sa fermă împotriva agresiunii ruse din Ucraina. Știm că nu este ușor într-un context politico-economic dificil, mai ales când e vorba de energie. Felicit de asemenea Moldova pentru eforturile susținute de a adăposti mai bine de 100.000 de cetățeni ucraineni și de asemenea mulțumesc acestei țări pentru că i-a sprijinit și pe cei 750.000 de refugiați care au tranzitat teritoriul Moldovei. Natalia, stimată domnul prim-ministru, în numele Parlamentului European, repet, Europa este alături de dumneavoastră și va rămâne alături de dumneavoastră. Trebuie să rămânem puternici și uniți în convingerile noastre. Stimată doamnă președinte, dragă Roberta, îți mulțumesc foarte mult ție personal și Parlamentului European pentru sprijinul ferm și neabătut oferit Moldovei în calea sa spre aderarea europeană. Înainte de a trece la detaliile ședinței noastre și a discuțiilor pe care le-am purtat, de asemenea, doresc să exprim și eu în numele cetățenilor țării mele condoleanțe pentru victimele cutremului din Turcia și Siria. Suntem și noi gata, prin serviciile noastre de urgență, să participăm la misiunile Uniunii Europene, așa cum am făcut și în alte dăți. Vom găsi o cale de a fi nu doar beneficiari ai asistenței europene, oferite de instituții, de mecanismele europene, ci să fim și noi, să contribuim la rândul nostru la un plus de securitate la frontiere și să contribuim la eforturile de asigurare a păcii și stabilității pe continentul european. Doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru rezoluțiile adoptate, în special în anul trecut, în perioada imediat premergătoare acordării Republicii Moldovei. Republica Moldova a statutului de candidat la Uniunea Europeană. Este un semnal deosebit de important pentru cetățenii noștri în aceste vremuri tulburi. Condamnăm cu fermitate agresiunea rusă împotriva Ucrainei
și vom face tot ce ne stă în putere pentru a sprijini poporul ucrainean. După cum a spus și dumneavoastră, găzduim pe teritoriul nostru număr mare de refugiați, suntem singura țară din afara Uniunii Europene care oferă acest mecanism de protecție temporară refugiaților ucraineni. Participăm de asemenea activ la culoarele de solidaritate. Am creat de asemenea și un hub de securitate pentru ca toate mecanismele de securitate să funcționeze așa cum trebuie, pentru un plus de securitate în întreaga regiune și în Europa în general. Am avut o discuție extrem de fructuoasă pe tema eforturilor făcute de Moldova în direcția punerii în aplicare a celor nouă condiții formulate de Comisia Europeană în pregătirea negocierilor, în pregătirea deschiderii negocierilor. De asemenea, am luat notă de al doilea raport și de asemenea am demarat eforturile de prioritizarea armonizării legislației noastre cu cea europeană, cu acquis-ul comunitar și apreciem deosebit de mult diferitele tipuri de sprijin tehnico-financiar pe care le-am primit pentru a duce țara mai departe pe calea integrării, pentru a face irreversibilă. Și aici doresc să vă mulțumesc în special pentru acordul de accelerare a procesului de adoptare a pachetului de asistență macrofinanciară anunțat cu doar câteva săptămâni în urmă. Suntem gata să mergem mai departe pe această cale, să facem față crizelor care, iată, se suprapun, creând în același timp, punând în aplicare în același timp reformele necesare și creând condițiile necesare pentru transformarea pe termen mediu și lung a țării noastre în vederea aderării la Uniunea Europeană. Suntem siguri că împreună, prin unitate, prin solidaritate, putem depăși dificultățile momentului și că vom putea, după război, să fim mai uniți, mai puternici. La ultimul summit UE Europa, președintele Zelensky și-a declarat speranța de a începe negocierile de aderare până la finele acestui an. Întrebarea mea pentru doamna prim-ministru Gavriliță este următoarea. Moldova va anunța o inițiativă similară și o întrebare pentru doamna Metsola. Care ar putea fi răspunsul Parlamentului la astfel de solicitare? Vă mulțumesc pentru întrebare. Sigur, Moldova, cu fiecare ocazie, la fiecare întrunire, prezintă progresele pe care le-a făcut pe calea îndeplinirii celor nouă condiții formulate de Comisia Europeană și sperăm și noi că negocierile vor demara cât de curând posibil. Asta până la finele acestui an în același timp. Am spus foarte clar că nu căutăm nicio scurtătură. Înțelegem foarte bine că aceste condiții sunt reforme importante care trebuie să aducă avantaje, în primul și în primul rând, poporului moldovenesc și să îmbunătățească cadrul instituțional în beneficiul poporului Moldova. Nu e vorba de a bifa o căsuță pe un plan pe care ni l-am impus noi, nu, e vorba concret de a traduce în realitate acele transformări vizibile și simțite concret de către cetățenii Moldovei. Doamna președintă, doamna prim-ministru a încheiat spunând unitate și solidaritate. În același spirit începem și noi anul 2023 și continuăm simbolic pentru Partidul European să fie acea instituție care cere acordarea statutului de țară candidată și cred că salutăm
viteza cu care Moldova și Ucraina au trecut la reformele necesare, s-au organizat în așa manieră încât toate etapele să poată fi parcurse. Din acest punct de vedere, trebuie să spun că, sigur, fiecare țară își urmează propriul curs, procedura de aderare implică foarte multe etape, dar noi vom fi acolo alături de noastră în fiecare dintre aceste etape. În termeni concreți, m-aș referi la perioada de aderare, de preaderare. Poate fi o perioadă extrem de fertilă cu prelungirea programelor de finanțare, a posibilităților de acces, de exemplu, pentru tinerii din această țară. Am discutat cu asta chiar cu tinerii cu care m-am întâlnit la Chișinău și o repet, putem merge chiar mai departe când s-a luat decizia operatorilor telecom să extindă pe 6 luni între Ucraina și Uniunea Europeană. Cred că ceva similar se poate face și cu Moldova și putem noi insista din Europa în această direcție. În esență, răspunsul meu este da, cât de rapid posibil, pentru ca ritmul să țină pas cu ambiția.